Bună dimineața! Iată ce a lăsat grindina de aseară. După cum vedeți, suntem pe balcon, frunze de la copaci, crengile de fapt sunt rupte, Mircea în grădină adună frunzele. Piscina e plină cu frunze. Venim să vedem, Mircea. Vă informăm că apelul mami, ce faci? Sunt la energie electrică. Să vedem când va porni curentul, pentru că nu avem curent în casă. Mami, și ce ai aflat? Acum avem ora 8 dimineața și ne-a informat că pe strada pe care locuim din Cluj-Napoca se va porni curentul electric, adică va fi remediată problema la ora 10:50, adică aproape de ora 11. Priviți aici, aseară am improvizat o candelă, tatea meșteșugărit, ați văzut pe canalul Familia Melimi. Poate ieșim și cu mașina să vedem prin Cluj ce s-a mai întâmplat, dacă totul e ok. Este plin cu frunze. Bravo, Mircea! Tati, căloșii mei sunt plini cu apă. Nici n-am observat. Prunele s-au scuturat. Da, a, foarte multe s-au scuturat, mami. Uite și coacă s-a infectat de puțin. Smeura, să trebuiască să o ridicăm în sus, să o legăm, tati. Așa cumva. Și aici, și acolo, Matei. Și acolo sunt foarte multe frunze. Prunile au căzut din copac? Da. Pe canalul Familia Mirei Mii veți vedea filmul când a fost furtuna, când a fost grindina, când ploua. Am filmat live, am postat și pe Instagram, pe rețelele noastre de socializare. Și tot pe Familia Mirei Mii veți vedea cum a derulat tot evenimentul, toată furtuna, grindina care a avut loc în Cluj-Napoca. Acum vom merge puțin și în curtea din fața casei, după care mergem în oraș să vedem, pentru că toată noaptea s-a auzit cum lucrătorii tăiau copacii, probabil au fost afectați foarte mulți copaci. N-ați văzut aseară, nu am putut reda pe video în realitate cum era. Copacul se înduia până jos, credeam că se va rupe de tot. Dar a fost rezistent și priviți, nu este nimic afectat, totul este intact, așa cum a fost. Și aici, mami, este plin de miere. Toate mierele au căzut. Tati, oricum noi le strângem în găleată, tu le iubești verzi. Vei mânca? Verzi. Vei mânca? Poate vom face un suc din ele, dacă îmi facem sucul, vă arătăm și vouă. Va fi un suc acru. Nu de aceea că sunt prea verzi, au căzut prea devreme, că au căzut forțat, dar de aceea că vor aduce aminte de clipe triste. Dar cu fenomenele naturii nu te pui și omul nu are nicio putere față de aceste furtuni foarte puternice, de aceste ploi cu grindină. De aceste fenomene, într-adevăr, aseară a fost o urgie, pot să-i zici. Au fost momente de groază, copiii s-au speriat, dar au fost împreună cu noi și totul a trecut. Tati, cam cât a durat? O oră? Mai mult de o oră. Nouă mi s-a părut că a durat o veșnicie, mami. Priviți și aici ce se întâmplă. Din tuie a căzut frunze, crengi. Da, trist. Hai să vedem florile cum sunt. Uite, mami, și tuia sus a fost afectată, da, zdravă. Aseară, cu o oră mai înainte de furtună, am făcut filmări aici, cu florile, cu frumoase, iarba, gazonul. Cum am tuns gazonul. Cum a fost și o să vedeți cum a fost până și după. Doar că vlogul cu filmările de aici îl veți vedea un pic mai târziu, cu o zi mai târziu. Inițial publicăm furtuna, dar din câte văd eu, florile noastre, tati, au rezistat. Chiar dacă a fost gheață din aia cât oul de prepeliță, doar aici, uite, da. Mame, uite aici că s-au scuturat florile noastre. S-au scuturat, dar uite că apar altele, o să apară altele, o să fie frumos. Vedeți cablul, firul este rupt. Da. Probabil aici o să vină echipa să lucreze.
Noi fiind sus, am auzit cum în tot orașul se muncea din greu, din greu. Se auzeau cum tăiau copaci, cum lucrau mașinile, strângeau drumurile. O să mergem și noi și o să facem o mică evaluare, dar cu siguranță deja mult, mult a fost strâns. Noi ne bucurăm că avem autorități responsabile și foarte rapid totul s-a organizat, totul se strânge, dar oricum suntem curioși, familia noastră, desigur, cea mai curioasă, împreună cu copiii mergem în teritoriu să verificăm cum lucrează autoritățile locale. Chiar și acum se aude în fundal, probabil voi nu prea auziți, dar se aude cum se lucrează în parcul nostru. Dar mai privește că... Da, pomii sunt rupți. Rupți? Uite, mașina are geamul spart. Hai să vedem. Uite, tate, ieri a fost o zi cu soare, arșiță, toată ziua, nu mai puteai de căldură. Tati a hotărât să pună parasolarul din afara mașinii, adică deasupra, nu dinăuntru. A protejat. Hai să vedem. Apă este, dar nu este nicio crăpătură, nimic. Totul este intact, întreg. O scoatem sau o lăsăm? O scoatem, mami. Doar că nu din cauza soarelui am pus-o din afară, ci din cauza lenii. Mi-a fost lene să iau cheile și să o pun înăuntru. Și iată, vezi, mami, că lenea unii ori și ajută. Am vrut să ne pornim cu mașina, dar poarta noastră este electrică și așteptăm totuși să remediem problema cu lumina. Dar ia priviți aici la groapa, la gura de canalizare, unde se scurge apa. Au venit toate petalele de trandafir și frunze. Și acolo încă mai sunt multe. Acum dar privește, mami, că totuși petalele au căzut, da, practic toate. Toate au căzut. O să-și revină, vă zic. Au fost rezistente. Da, la câtă gheață, kilograme, tone, nu știu cum să zic, dar foarte mult gheață, foarte, foarte mult. Noaptea am filmat aici cum se clătinau toți copacii din spatele tău, tati. Hai să vedem. Hai să vedem ce sunt cu ei. Ei sunt mai bătrâni, mai de mult. Da, să știm că sălcămul este un copac foarte rezistent. Dar uite, mami, că văd ceva deja. Văd. Uite, hai și mașina aia care era acolo cu parbrizul spart deja a plecat, probabil, la service. Da. Wow, uite ce se vede acolo. Aici este... O îngrădire. Îngrădit. Nu trecem. Nu avem voie să trecem. Dar vezi, mami, ce cringe. Este pentru siguranța noastră, probabil, da, să nu cadă. Da, sunt rupte crengile. Da, foarte multe crengi rupte, dar probabil din cauza că erau putrede. Da, ceva putea să fi, dar, mami, dar și din cauza că a fost un vânt foarte puternic. Uite, avem aici și o creangă mai mare ruptă. Vezi, Mircea? Vânturile au doborât gardul. Dar, mami, am auzit la știri că a avut sfrit acoperișul unei școli, unui liceu, Lucian Blaga, din Gheorgheni, din Cluj. A zburat acoperișul de pe școală. Tombironul nu a rezistat, dar ce am observat? Sunt foarte, foarte puțini copaci rupți. Din ce cauză? Pentru că au fost curățați la timp. Da, din câte vedem, pe jos nu găsim crengi rupte. O creangă nu o vezi, mai. Da, nu sunt. Nici frunze, nici crengi, totul este curat. În privința asta, chiar bravo. Nota 10. Noi am dus și nămol aici, un pic a spălat. Da, uite, este cum a curs și voiul. Cred că probabil de aici, vezi? Este aici o potecă, de aici a venit. O cărerușă ceva. Iar orașul nostru, Cluj, își continuă viața zi de zi. Totul a revenit la normal. Parcă zici că nici nu a fost nimic, nici o grindină. Toți muncesc. Doar că vedem pe drum mai multe tractoare, camioane, care cară, duc resturile de frunze, de copaci. Și ce a mai făcut grindina? Ravagiile ei din noaptea asta. Vrem să te întrebăm și pe tine dacă vreodată în viață ai trăit așa experiențe cu grindină, gheață, zăpadă, ploi torențiale. Și te rugăm frumos să ne lași și un comentariu ca să știm și noi prin ce momente ai trecut. Ce clipe ai retrăit? Pentru că la noi au fost clipe de groază. Și Melissa mătură? Da. După grindină. Foarte mult și a ajuns chiar până la ușă. Și frunze și petale.
Acum trebuie să facem ordine. Bine că suntem mulți în familie, tati. Multe mâini de lucru, brațe de forță de muncă. Tati, privește ce a făcut petalele de la trandafiri. Au rămas pete. Va trebui să scoți furtunul și să spălăm cu detergent ca să se curățe bine. Eu sunt sigur că se va curăța, pentru că nu este prima dată când se scutură aici petalele de trandafiri. Și cum am zis, Matei este de un mare ajutor. Ia priviți cum muncește de zor, ca o albinuță. Într-o oră, două, de când s-a făcut ora dimineții, localnicii au ieșit din curte, au ieșit afară, în drum, în parc, ca să curețe parcul. Foarte, foarte frumos. Așa este, vedeți? Oamenii se văd cum muncesc. Este un exemplu demn de urmat ca fiecare dintre noi să ieșim în locurile publice, alăturate locuințelor noastre, să punem și noi un umăr de ajutor, pentru că avem posibilitate, suntem tineri, în forță, așa că după ce terminăm aici în curte la noi, ieșim și noi puțin în prejurime să strângem și noi niște crengi, niște frunze. Hai, Matei! Bravo, copii! Bravo, copii! Deja este curat aici. Ia priviți. Doar încă puțin și aici în curte va fi curat deja. Și gazonul. Mi-a avut grijă să strângă frunzișul de pe el. A rămas să mergem strângem mierele, fructele. Bravo, Mircea. Ai fost singur, Mircea, da? Hai că vin și eu să te ajut. Aseară, când am văzut că începe furtuna, am strâns-o de afară, am închis repede copertina. Am strâns și pernuțele de pe scaune. Da, cum e apa, Matei? E murdară! Da, va trebui totuși de această dată să schimbăm apa. Uite ce e aici! Bă! Chiar ieri am filmat un challenge aici, în piscină, și ziceam că astăzi să prelucrăm apa ca să putem salva, am mai zis-o și în vlogul care îl vedeți mai târziu. Sunt foarte multe bucăți de frunze pe care nu le putem scoate, probabil. Am putea să facem o încercare, să vedem dacă reușim să salvăm apa. Un challenge. Reușim să salvăm apa după... Pentru noi ar fi un challenge, da, într-adevăr. Grindină. Adunăm și frunzele de pe gazon, pentru că sunt foarte, foarte multe. Mircea deja are vreo 2 ore de când s-a trezit, tot adună frunze. Sunt multe, da, Mircea? Da. Deja am transpirat. Avem mult de muncit aici. Aici, deja partea asta, am strâns frunzele. Urmează să spălăm cu apă. Totul să fie curat. Și băieții acolo adună mierele. Deja au fost strânse toate frunzele, crengile. A rămas doar să... curățăm piscina. Curățim piscina. Tati, te rog să te apropii. Scoatem capacul și... Îl spălăm și avem treabă în. Avem. Ne-a mai rămas un pic. Am obosit foarte mult, cu toate că nu e greu lucru. S-a curățat. Dar e migălos. A mai rămas aici de pus fărașul și... Și trecem la piscină. Piscină. Acum scoatem capacul. Să-l spălăm. Să-l spălăm că e plin de frunze. Da, uite câtă mizerie. Găleata lui Mircea plină cu miere și încă mai sunt foarte multe pe jos, încă trebuie să mai adunăm. Și prune tot atât am strâns. Și Mircea, ai început să aduni frunzele? Da. Da, piscina e plină, plină. Ce e, tati? Ce e acolo? Vai! Este mult încă. Parcă îi zice că e un lac, o băltoacă. Ce a fost mai mășcat, am adunat. Dar au rămas foarte multe bucăți mărunte la fund. Foarte. Zici că nici nu a fost nimic aici, da? Wow, măliguța e fierbinte, gata gătită și pește. De unde vin noi pește, tati? De la păstrăvărie. Da, am prins cu Matei și cu Melisa și cu Mircea. Poftă bună! Mulțumim! Ce, tati, tot la gara am ajuns.
Da. De data asta, gara să ne ajute pe noi. Sperăm. Luăm un pic de energie. A venit în gară. Vrem să postăm un nou vlog și acasă nu avem lumină, da? Și am venit aici, tati, poate reușește totuși. Iată priza. Și Matei cu noi. Și Matei cu noi. Da, am găsit și priză. În sfârșit. Am găsit un tren cu două etaje. Așa e. Tati, în sfârșit am reușit, Mircea, să publicăm! Matei! Să știi că telefonul meu mai are puțină baterie, dar noroc de priza de aici, din gară. Suntem în gară! Îi mulțumim foarte mult CFR Cluj Gării pentru că ne-a găzduit, ne-a dat și energie și Wi-Fi. Și distracție pentru copii un pic, s-au uitat la trenuri. Iar dacă tu cunoști și tu o altă locație în Cluj, unde ai putea să ai și curent electric și Wi-Fi, te rog să ne anunți în comentarii. Ce de bine, tati, că am reușit și telefoanele să le încărcăm. Și da. Acum mergem să vedem ce mai este prin oraș. Am eu eram mort. Am eu s-a mai încărcat puțin. Este ora 17 și până acum nu avem energie electrică acasă și nu putem deschide porțile ca să ieșim cu mașina. De aceea vom lua un taxi. Iar până acasă vedem ce se mai întâmplă prin oraș. Mami? Da, tati? Exact. Hai. Opa! Urcăm. Super! Băieții de la echipa de intervenție lucrează de zor. Deja au ajuns și la strada noastră! În scurt timp vom avea și noi energie electrică. Vedeți cum a lucrat firele. Furtuna de aseară. Într-adevăr, fire groase, rupte. Și dacă vă uitați la deal, vedeți și pomii. Uitați-vă ce crengi. Uitați-vă ce crengi masive aici. Rupte. De vijelie, de vârtej, de vânt, de grindină, de tot. Mai la deal sunt chiar tulpini de copaci mari care au fost tăiate, toată noaptea s-a lucrat și domnul șofer de la taxi ne-a spus că regiunea Gheorgheni a fost cea mai afectată și acolo deja este curat, curat. Și spre seară sperăm să avem curent și energie electrică, tati. Noi fiind la cea mai mare altitudine în Cluj, am simțit cea mai bine furtuna, care s-a năpustit foarte puternic asupra noastră. Vedeți și voi pe familia mele mie vlogul pe care l-am postat-l chiar astăzi. Am ajuns acasă și iarăși plouă. Să iau scaunele de pe iarbă. Măturăm și aici pe balcon. Sunt și aici frunze de la mer, de la pomii ăștia de măr. Spălăm să nu ducem mizerie în casă. Știi că am obosit azi, tati, un pic. Ce? Am făcut curățenie. Ionuț vrea să se plimbe pe balcon. L-am luat un pic în brațe. Așteptăm să se conecteze lumina. A venit și lumina în casa noastră! Super! Iată că spre final de vlog a apărut și lumina! Da, Ionuț? Mamă, și Ionuț este bucuros? Și apropo, de când lucrau oamenii acolo la tensiune, la firele de tensiune electrică, a trecut vreo jumătate oră, foarte rapid, da? Cel mult o oră, cel mult. A apărut lumina! Da, Mircelica, am văzut și noi. Am văzut și noi că a apărut lumina. Iar acum vreau să vă arăt ceva. A apărut lumina! Știm, Elisa, știm! Vreau să zic, avem o oră de când am publicat vlogul nostru pe familia mele mic cu tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Și avem peste 800 de comentarii. Toți spun că au ploi, adică de fapt toată România plouă, în afară de Republica Moldova. Să știți că pe Instagram suntem 24 din 24 prezenți, așa că nu uitați să dați follow pe Instagram. Acolo apar primele secvențe, primele filmulețe din familia noastră. Și urmăritorii noștri de pe Instagram află primii ce se întâmplă la noi în viață. Am avut o zi foarte încărcată, am avut 24 de ore pe care nu le vom uita cu siguranță mult timp. Da, așa este. Dar ne bucurăm că toți suntem sănătoși,
pagubele care au fost produse sunt minime și le-am remediat într-un timp foarte, foarte scurt. Iar de mâine sperăm să ne revedem în vloguri cât mai vesele, cât mai fericite și cu mai puține primejdii. Așa e! Pa, pa! Pa! Pe curând!